Din această săptămână și până pe 6 aprilie, Agenția Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a dispus controale în întreaga țară care vizează respectarea condițiilor sanitar-veterinare referitoare la producerea, colectarea și procesarea laptelui crud și a produselor lactate. Aceste controale au fost demarate și la Buzău de către inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare. Controlele au început din data de 22-a 3-a. Vizează fermele de lapte, centrele mari de centrele de colectare al laptelui și unitățile prelucrătoare, unități de tip A și unitățile astea mici pentru intern. Au fost controlate până în prezent 5 ferme de bovine, în care s-au urmărit igiena laptelui, igiena mulsului, substanțele dezinfectante folosite, bancurile de răcire, situația calității apei cu care se face spălarea ulgerului, a instrumentelor cu care se face mulsul și tancurile de răcire. Încă de la primele zile de control au ieșit la iveală mai multe nereguli. Cea mai gravă dintre ele vizează igiena precară din locurile în care se colectează și se procesează laptele. Au fost date amenzi și avertismente, iar cei prinși pe picior greșit au primit și un termen de remediere a problemelor. Au fost descoperite nereguli? Nereguli la una din ferme unde s-a administrat o amendă de 600 de lei și cu un recontrol peste 30 de zile. După aceea am avut centre de colectare lapte integral, am controlat până acum 4, la un avertisment au fost controlate între timp pe tematica asta colegilor mei le-am spus să meargă să controleze și școlile din localitățile respective și implicit chioșcurile sau magazinele din prejurul lor. Școli am controlat până acum 12. Magazine au fost controlate 11, din care 5 au primit amendă de 600 de lei pentru depozitare, manipulare și neetichetare corespunzătoare, 4 au primit avertismente. La ferme, la procesatori, cam ce nereguli au fost descoperite? Neconformități în ceea ce privește depozitare, igienă, buletinea de analiză la apă, ca o sursă de apă proprie. În următoarea perioadă, inspectorii DSV Buzău vor verifica toți producătorii, procesatorii și comercianții de lapte și produse lactate din Buzău. Acolo unde se vor găsi nereguli, se vor aplica amenzi, iar dacă situația o impune, se vor închide unitățile până la remedierea problemelor.